Bine v-am regăsit la 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Continuăm să ne rugăm pentru cei care sunt în depărtări și care au nevoie de Hristos. Poate unii dintre ei sunt aproape și vin înspre noi. Ne rugăm și pentru aceea. Astăzi călătorim în Algeria. Împreună cu noi este Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani. Așadar, în Africa de Nord am mai călătorit în vecinătate. Ce este specific Algeriei? Într-adevăr, țările din Africa de Nord sunt cele mai puțin evangelizate, că vorbim de Mali, de Mauritania, de Tunisia. Fereastra 10-40? Da, astăzi de Algeria sunt țări în care ar fi trebuit să ajungă Evanghelia, pentru că ea era oarecum foarte aproape de Africa, nu? Peninsula Sinai, da, odată din Europa, dar vorbim de peninsula Sinai care, uite, merge... Israelul și Egiptul sunt vecini, ar fi trebuit să călătorească ușor. Dar acum, din păcate, Algeria este într-o zonă a lumii în care este greu accesibilă, în care creștinii nu sunt foarte bucuros acceptați, în care lucrătorii străini, cei care vor să îl mărturisească pe Hristos, găsesc și întâmpină tot felul de piedici, atât din partea guvernului, cât și din partea localnicilor. Algeria este și ea o țară francofonă, o țară în care, în mod normal, ar fi trebuit să putem intra ușor, pentru că avem o limbă comună europeană, dar totuși Algeria rămâne o țară preponderent neevanghelizată. O țară care nu are parte de o cunoaștere, să zic așa, de o dezvoltare expozițională a creștinilor de acolo. Sunt câteva biserici tradiționale și mai noi. Există niște începuturi de, să zic, de avansare în interiorul societății preponderent islamice, dar încă sunt foarte slabe. Algerienii sunt foarte secularizați, ori unii dintre ei trăiesc în afara islamului, în zona ceea ce numim noi folk islam, adică a unor experiențe religioase pe care le-au primit de la părinți și la străbuni, care nu prea au multe de a face cu islamul. Una dintre aceste obiceiuri pe care le-au primit ei este inclusiv cea de astăzi, și anume tatuarea femeilor, adolescentelor. Și se face un tatuaj facial, adică se tatuează diferite forme și diferite imagini pe față pentru a înfrumoseța fata respectivă. Undeva pe la, da, pe la vârsta respectivă se considera că ea trebuie pregătită pentru căsătorie și atunci să devină oarecum să-și ridice cota de piață, da? Să devină mai atractivă pentru... a putea fi căsătorită, se înfrumuseța în felul acesta. Și rare ori se întâmplă să fie cineva în cartier care să facă un asemenea tatuaj la ordinea zilei. De obicei sunt cei care tatuează, care merg dintr-o parte într-alta și tatuează pe fete. Sigur că acesta este permanent, nu se poate spăla, nu se poate șterge, nici nu se poate recupera înapoi, fiind pe față, e foarte greu de făcut orice altceva cu el. Și tehnic vorbind, acum ei ajung să cunoască că în islamul clasic așa ceva este interzis. Este interzis să strici ce a creat Dumnezeu, să modifici felul în care te-a creat Dumnezeu. Da. Interesant. Înseamnă că acest obicei vine din religiile păgâne, nu din islamism. Da, cu siguranță vine din obiceiurile, cum am ziceam, populare care există și care predomină. La noi tatuajele au ieșit din modă oarecum, dar sunt operațiile estetice, apropo de a schimba ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar hai să nu intrăm în subiectul acesta. Da, nu mă pot pronunța pe zona românească, nu sunt specialist, sunt alții mai capabili, dar în zona aceasta a Algeriei, în anumite locații, încă este popular acest tatuaj, din nou pentru a da un plus valoare fetelor care se căsătoresc sau care vor să se căsătorească. Sigur că și numai acest lucru exprimat deja ne duce cu gândul că
ele devin oarecum un bun care se vinde, care trebuie să aducă, să zic așa, faimă, da? Deci nu este neapărat, nu sunt căsătorii din dragoste sau din, și sunt aranjate și așa mai departe. Uite, și în acest spațiu poate intra Dumnezeu, că Evanghelia Lui, și să dea însemnătate. Nu trebuie să faci ceva în plus pentru a îți lăsa frumusețea fizică să fie văzută și să fie apreciată de, și să fii iubită, să-ți găsești identitatea în iubirea soțului în cazul acesta, da? Și mai ales în iubirea lui Dumnezeu. Ce bine că iubirea lui Dumnezeu este necondiționată, este gratuită. Hai să ne rugăm pentru cei din Algeria ca să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Tatăl nostru, ne rugăm pentru fetele și femeile și familiile din Algeria care încearcă să îmbunătățească ceea ce ai creat Tu, care au impresia că dacă fac ceva în plus, reușesc să ajungă la un stadiu mai înalt de fericire și de împlinire în viață. Te rugăm, Doamne, să le descoperi că împlinirea vine doar prin Tine. Te rugăm să trimiți oameni care să meargă în aceste zone rurale din Algeria și să le spună oamenilor că adevărata identitate ești Tu, pentru care merită să trăiești și în care își găsește omul împlinirea. Mulțumim că sunt unii care merg și Te rugăm să ridici mai mulți care să meargă în acele zone. Amin. Amin. Ce bine că dragostea lui Dumnezeu a venit și înspre noi și nu trebuie să facem nimic pentru a o cumpăra, pentru a o primi. Domnul Iisus Hristos a făcut totul la Golgota. Ne rugăm ca și musulmanii din Algeria să cunoască dragostea Domnului Iisus Hristos. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană.